Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre cum anume puteți cumpăra un produs la cel mai bun preț de pe site-ul Amazon. Nu o să vorbesc neapărat despre reducerile pe care le puteți găsi pe acest site sau despre ofertele zilnice, ci mai cu seamă de atât vă o să vă spun despre o pagină care vă poate ajuta să găsiți cele mai bune prețuri la produsele ce vă interesează și de asemenea vom vorbi și despre o extensie care vă poate ajuta să vedeți care a fost cel mai mic preț pentru produsul pe care dumneavoastră doriți să-l cumpărați. Înainte însă de a începe videotutorialul în care o să vă vorbesc despre cum anume puteți obține cel mai bun preț pe acest site, vreau să mulțumesc sponsorului nostru. Helkeys te ajută să faci rost de skinuri poți depozita bani sau skinuri din inventarul tău pentru a deschide cutii pentru a face update în felul ăsta mărind valoarea skinului câștigat. De asemenea, poți face battle cu alți jucători, iar dacă valoarea skinurilor tale este mai mare, cu Hellcase ești câștigat. Folosește codul ale pentru a câștiga și mai mult la depozitare. Iar acum haideți să vedem cum puteți obține cel mai bun preț pentru un produs pe care dumneavoastră îl doriți. După cum știți, dacă ați comandat până acum pe acest site, aveți posibilitatea a de a merge către ofertele site-ului și poate găsiți produsul ce vi-l doriți la ofertă, dar este puțin probabil. De asemenea, produsul pe care vi-l doriți s-ar putea să aibă o reducere și atunci să obțineți un preț bun din această reducere, dar mai cu seamă de atât, o să vorbim despre un site care vă poate obține informații despre prețurile în toate depozitele Amazon din întreaga Europa. Așadar, în momentul în care dumneavoastră identificați produsul ce vi-l doriți, haideți să luăm și noi acest produs, Mergeți către această pagină și introduceți produsul aici, după care apăsați butonul Search. Vom aștepta câteva momente pentru a se căuta informații, și vom vedea că în Spania, în momentul acesta, produsul are cel mai bun preț, și datorită acestei oferte. Deci, în momentul în care dumneavoastră introduceți produsul dorit, veți identifica depozitul unde acest produs are cel mai bun preț. Dacă dați click pe acel depozit, să spunem din Franța sau din Belgia, din Germania, veți merge către Amazon Germania și veți putea face comanda de pe acest site. Dar în cazul nostru, după cum ați văzut, cel mai bun preț este către Spania. Și în momentul în care veți apăsa pe cel mai bun preț, veți fi duși către Amazon Spania. După ce ați identificat cel mai bun preț, trebuie să identificăm dacă este cel mai bun moment să cumpărăm aceste căști. Pentru acest lucru va trebui să instalați extensia. Chipa Amazon Price Tracker, adică extensia care urmărește prețul produsului dumneavoastră pe Amazon. În cazul meu am această extensie instalată și vedem că prețul a fost 49 de euro, după care a urcat la 94 de euro, a coborât la 49 de euro, a mai avut mici coborâri aici și la acest moment într-adevăr este cel mai bun preț pentru aceste căști. Dumneavoastră urmăriți produsul pe care doriți să-l cumpărați. Dacă mergem pe Franța, de exemplu, și vom folosi aceeași extensie, vedem că în Franța niciodată nu a fost oferta care să ducă aceste căști la 34 de euro. Dacă v-ați hotărât să comandați de pe un site anume unde ați găsit produsul la ofertă sau la cel mai bun preț, va trebui acum să urmăriți produsul dumneavoastră. Ce acest lucru îl faceți în felul următor: Logați-vă la contul Amazon, după care mergeți pe contul dumneavoastră și apăsați pe tabul comenzile dumneavoastră în cazul în care aveți mai multe comenzi. Vă vor fi afișate, iar comanda pe care dumneavoastră doriți să o urmăriți va fi listată în acest tab. Dați click pe comanda pe care doriți să o urmăriți, după aceea dați click pentru a vedea informații despre această comandă. Și aici jos veți avea detalii despre locația comenzii. În momentul în care apăsați detalii despre locația comenzii, vi se va deschide acest tab unde veți identifica numărul comenzii și de asemenea detalii în funcție de locația în care comanda dumneavoastră se află. Așadar, dacă dumneavoastră ați comandat produsul găsindu-l la un preț foarte bun dintr-un depozit mai îndepărtat față de România, veți putea urmări în felul acesta comanda al dumneavoastră. Există posibilitatea ca comanda să vină la prețul pe care dumneavoastră ați achiziționat-o și dintr-un depozit mai apropiat. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă este așa, nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați în comentariile voastre dacă știți și alte trucuri prin care puteți obține informații care să ducă la prețuri reduse în ceea ce privește comenzile pe Amazon. Bineînțeles, alte metode față de cele cunoscute, cum ar fi Black Friday, oferte, reduceri, informații pe care deja le știm și n-am vrut să le abordez în acest videoclip. Dacă doriți să sprijiniți canalul, puteți să apăsați butonul alăturate, devenind membru, iar numele dumneavoastră va apărea în fiecare videoclip pe ecran.